Monica Pop luptă cu cancerul. Monica Pop luptă cu cancerul. Cum se simte celebrul medic-oftalmolog? Monica Pop traversează de ani buni momente extrem de dificile, confruntându-se cu cancer la colon. A trecut prin 5 intervenții chirurgicale, cea mai recentă având loc în vara anului 2022. Cu toate acestea, ea nu și-a pierdut niciodată speranța că va învinge boala. De mai mult de un deceniu luptă cu această afecțiune medicală. Determinarea ei de a nu ceda niciodată, a continua să spere, a devenit o sursă de inspirație pentru alți pacienți cu cancer, încurajându-i să nu se descurajeze, ci să continue să lupte. Am vorbit public, adesea, despre boala mea. Am militat mereu pentru pacienții cu cancer. Pentru a nu fi descurajați de afirmațiile irresponsabile mereu auzite, boală letală, boală necruțătoare, boală neiertătoare. În loc de a fi informați corect că e o boală severă, dar tratabilă. Și nu de puține ori. Vindecabilă, eu supraviețuiesc de ani în urmă unui cancer de colon, cu 4 operații până acum și mai urmează, tratamente chimioterapice variate. În afară de perioadele de spitalizare pentru operații, am mers mereu la lucru din ziua următoare a externării. Cum am putut? Iar la ultima operație, metahepatice, la externare am plecat direct la spitalul nostru, conducând eu. M-am tratat numai în România, exclusiv, atât operator, cât și ca medicație oncologică. Inclusiv acum. Foarte important, bolnavii să facă tratament, dar să nu întrerupă activitatea. Să evite orice elemente negative, să nu vorbească obsesiv despre boală, etică. De folos, sigur, tuturor pacienților oncologici, de la o colegă de suferință, medic, supraviețuitoare, a detaliat medicul, Monica Pop, pe Facebook.